ne conectăm la realitate ascultând cele mai importante informații. Dimineți împreună. Joi 11 noiembrie, în comemorarea Sfântului Martin, episcop de Tur, așa cum bine știm, va fi mare sărbătoare pentru Dieceza Romano-Catolică de Iași în mod deosebit, întrucât Monseniorul Petru Sescu va fi hirotonit episcop prin impunerea mâinilor preasfințitului Iosif Păuleț, episcop de Iași, în cadrul unei sfinte liturghii solemne celebrate în Catedrala Sfânta Fecioară Maria Regină din Iași la ora 10:30. Preasfințitul Petru Gherghel, episcop emerit de Iași, înalt preasfințitul Aurel Perca, episcop mitropolit de București, vor fi co-consacratori, iar la celebrare vor participa în al preasfințitul Miguel Mauri Bândia, nunțiu apostolic în România și Republica Moldova, episcop din țară și din străinătate, sute de preoți, oficialități, persoane consacrate, dar și credincioși laici care doresc să ia parte la această sărbătoare. Ne dorim și noi să continuăm, spuneam, pregătirea noastră pentru a înțelege mai bine sărbătoarea pe care o vom avea, dar și pentru a cunoaște mai bine rolul episcopului în general în biserică, dar în mod deosebit și rolul unui episcop auxiliar, așa cum va fi rolul noului episcop Monseniorul Petru Sescu. Și în acest sens, continuând interviurile noastre, mă bucur să-l salut de această dată pe Părintele Vasile Petrișor, cancelar al Episcopiei Romano-Catolice de Iași. Lăudat să fie Iisus, bine ne reîntâlnim la RCSFM. Vecilor, bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație. Noi vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Cum merg pregătirile întâi de toate? Este forfotă la Iași, nu? Să le spunem și celor din dieceză. Da, e adevărat. Suntem pe ultima sută de metri. Sperăm să iasă bine. Sigur, sunt foarte multe neprevăzute fiind această perioadă de pandemie, însă credem că ne-am pregătit destul de bine pentru a gestiona momentul așa cu profesionalism. Cu siguranță așa va fi și va fi, cred, o sărbătoare frumoasă, dar nu doar frumoasă, trebuie să o trăim și ca pe o sărbătoare așa plină de haruri și de credință, până la urmă, o sărbătoare a credinței pentru Dieceza Romano-Catolică de Iași. Spuneam că îmi doresc să înțelegem mai bine rolul episcopului într-o dieceză, pentru că poate de multe ori ne-am obișnuit, e normal să avem un episcop, e normal poate să avem și episcop auxiliar, deși nu toate diecezele au această figură. Cu toate acestea, cum înțelegem acest rol? De când are biserica episcopi? Ce ar fi episcopul în biserică? Da, probabil ar fi bine mai întâi să vorbim puțin despre origini, despre originea episcopatului, care cu siguranță merge până la Hristos, în dorința lui Hristos de a lăsa întreg tezaurul credinței apostolilor. Iar apostolii, după înălțarea lui Iisus la ceruri, practic au început să meargă în toată lumea, așa cum i-a invitat Hristos, să predice Evanghelia, să boteze în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Și astfel apostolii, unde ajungeau, creiau o comunitate și hirotoneau episcopi, preoți, diaconi. Însă episcopii, prin impunerea mâinilor, erau aceia pe care apostolii destinau să conducă comunitatea. Să conducă pentru a fi un principiu al unității bisericii și în același timp un garant al autenticității credinței. Mă gândesc, de exemplu, la începutul secolului al II-lea, când începuseră deja să apară foarte multe erezii în biserică. A fost un episcop de Antiohia, Ignațiu, cel care a murit ca martir la Roma și care, în drumul său din Siria până la Roma, a scris mai multe scrisori diferitelor comunități de credință și le invita tocmai să rămână uniți în jurul episcopului, tocmai pentru a fi siguri că se află pe drumul cel bun, că sunt departe de erezii și că practică credința cea adevărată. Spunea el la un moment dat, acolo unde este episcopul, acolo să se adune și comunitatea.
după cum unde este Hristos, acolo este Biserica Catolică. Adică acolo unde este episcopul, acolo să fie adunată și comunitatea. Și tot el insistă foarte mult asupra comuniunii preoților cu episcopul. Adică la un moment dat zice că doar acea Eucharistie este validă, care este celebrată de episcop sau de cel pe care episcopul îl delegă. Adică e important, vedem încă de la începutul creștinismului, să fii în comuniune cu episcopul, pentru că el este principiul unității în biserică și este în același timp garantul păstrării acelui tezaur al credinței intact. Cei care sunt în comuniune cu episcopul mărturisesc credința lăsată de Hristos. Dar cum găseau apostolii acești oameni? Bănuiesc că trebuiau să aibă anumite calități, anumite caracteristici. Cu siguranță trebuiau să aibă anumite calități. La un moment dat, Sfântul Apostol Paul enumără și calitățile pe care trebuie să le aibă un episcop. Însă trebuie să spunem că încet, încet, să spunem după moartea apostolilor, erau comunitățile cele care își alegeau episcopii, pentru că ele sau cei care făceau parte din comunități cunoșteau foarte bine membrii comunităților și îl alegeau pe cel care credeau că este capabil să ducă mai departe acest tezaur al credinței și să fie pentru ei un garant că îi păstorește așa cum vrea Hristos. Chiar în secolul al IV-lea ne amintim și de Sfântul Ambroziu, chiar și de Sfântul Augustin se spune la fel că au fost comunitățile cele care au cerut ca acești oameni să fie episcopi. S-a mai schimbat ceva pe parcurs sau cum a evoluat, să spunem, această treaptă ierarhică până la urmă? Pentru că, iată, ați amintit anumite nume, anumiți sfinți, episcopi care au devenit sfinți, așadar, personalități marcante. Da, sigur, cu timpul lucrurile au evoluat, mai ales după libertatea religioasă acordată de împăratul Constantin în anul 313, episcopul a devenit tot mai important, chiar din punct de vedere civil, era chiar un judecător al comunității, în sensul că credincioșii, dacă aveau o problemă între ei, mergeau la episcop să rezolve problema, iar decizia episcopului era într-un fel recunoscută, chiar și pe plan, să-i spunem astăzi, civil. Sigur, mai ales după schisma din anul 1054, în Biserica Occidentală, în Biserica, să-i spunem, catolică, s-a dezvoltat foarte mult instituția Sfântului Părinte Papa, a primatului papal și încet, încet, sigur, lucrurile s-au schimbat destul de mult, au mers pe o anumită direcție, astfel încât știm că astăzi este Sfântul Părinte cel care numește păstorii diferitelor comunități locale. Sfânt Părinte care și la rândul lui este episcopul Romei. Care este episcopul Romei, sigur? Trebuie să spunem că încă din antichitate Biserica Romei era o biserică deosebită. Sigur, nu a existat neapărat un primat de jurisdicție, să spunem, la începuturi, însă încă din secolul I era foarte important pentru orice biserică să fie în comuniune de credință cu Biserica Romei. Tocmai de aceea, mai ales în secolul al IV-lea, când au apărut marile erezii cristologice și se organizau acele concilii ecumenice, ne amintim de Niceea în 325, în 381 la Constantinopol sau 431 la Efes, chiar dacă toate acestea erau organizate în Orient, mereu era importantă părerea papei, a legaților papali, pentru că pentru toate bisericile din Antichitate era important ca din punct de vedere doctrinal, din punct de vedere al credinței, să fie în comuniune cu Biserica Romei. Acest primat de onoare și la nivel, să-i spunem, doctrinar, era recunoscut de la începuturi. Avem episcopi, avem și episcopi auxiliari. Cum să înțelegem această figură? Da, episcopii sunt succesorii apostolilor.
sunt cei care posedă plinătatea preoției, sunt trei trepte, episcopatul, presbiteratul, adică preoții, și diaconatul sau diaconii. Episcopii așadar posedă plinătatea preoției, sunt succesorii apostolilor, împreună formează colegiul episcopilor și fiecare biserică locală sau fiecare dieceză are un episcop. Și acesta este la fel foarte important pentru orice dieceză, pentru că este punctul de referință, este un semn al prezenței lui Hristos, al autenticității credinței creștine în acea biserică particulară. Însă, având în vedere, nu știu, diferite situații locale, în general, atunci când este nevoie, Sfântul Părinte numește și un episcop auxiliar, care are tocmai misiunea de a colabora cu episcopul diecezan și de a-l ajuta în administrarea chestiunilor legate de păstorirea diecezei. La noi, sigur, se impunea prezența unui episcop auxiliar, având în vedere distanțele foarte mari, adică este o dieceză foarte extinsă, cu un număr foarte mare de credincioși, cu un număr mare de parohii, cu un număr mare de persoane consacrate și, în plus, cu un număr foarte mare de credincioși plecați în străinătate, care și ei au nevoie de asistență spirituală, pe care în mare parte o asigură tot dieceza de Iași, nu trimițând preoți, și episcopii sunt de Iași, sunt cei care se ocupă inclusiv de aceste persoane, le vizitează în mod frecvent, administrează sacramentul mirului și așa mai departe. Deci era nevoie de o persoană, de un alt episcop auxiliar, care să colaboreze cu episcopul diecezan și să-l administreze și să-l ajute în păstorirea poporului. Așa cum bine știm, dieceza de Iași a avut episcop auxiliar, deci nu este prima dată. Cumva am crescut, cel puțin noi din generația noastră, cu doi episcopi, episcopul titular și episcopul auxiliar. V-aș întreba acum un lucru legat de modul de hirotonire și, în mod deosebit, de faptul că, și cred, e strâns legat cu ceea ce ați amintit mai devreme, cu acea comuniune în credință, de faptul că sunt doi episcopi co-consacratori. Practic, cum are loc această consacrare și care este rolul episcopilor co-consacratori? Da, aceasta este o tradiție sau, aș spune, chiar o lege bisericească foarte veche, cred că vine din secolul al III-lea sau al IV-lea, când se cerea ca la hirotonirea episcopală a unui nou episcop să fie prezenți trei episcopi. Era o garanție a succesiunii apostolice, care era transmisă într-un fel celui care urma să fie hirotonit, care urma să fie hirotonit episcop. Această hirotonire se face prin gestul simbolic, în special prin gestul simbolic al impunerii mâinilor, care la fel este foarte vechi. Adică inclusiv Sfântul Apostol Paul și Faptele Apostolilor ne vorbesc despre impunerea mâinilor. Prin impunerea mâinilor se transmite puterea preoțească. Vin mai mulți episcopi de obicei la o hirotonire episcopală tocmai pentru a sublinia faptul că noul episcop intră în această comuniune episcopală. Ei formează împreună, toți episcopii din lume, colegiul episcopilor. Sunt cei care beneficiază de plinătatea preoției și care, într-un fel, sunt responsabili de pastorația întregii biserici. Adică ei au o responsabilitate nu doar cât privește biserica locală pentru care sunt hirotoniți, dar în virtutea acestei comuniuni care există între toți episcopii, ei sunt responsabili de tot ce se întâmplă în Biserica lui Hristos. Și tocmai de aceea participă mai mulți episcopi. Cei trei, repet, participă sau sunt numiți episcopi consacratori sau co-consacratori tocmai pentru a garanta această succesiune apostolică.
Într-adevăr, deosebit de mare această responsabilitate a episcopilor, ne gândim doar la diferitele sinoade ale episcopilor, nu-i așa, și la actualul sinod în care ne aflăm, suntem în plin timp de desfășurare a unui sinod. Cum putem să-i ajutăm noi pe episcop? Pentru că uneori avem așa o imagine foarte... Să spunem, avem impresia că nu-i atinge nimic pe episcopi sau pe preoți, avem impresia că noi ne rugăm pentru noi, pentru că noi avem probleme, noi avem greutăți și așa mai departe, dar episcopul primește așa o infuzie de har, fără îndoială primește și harul de la Domnul, dar cât de importantă este susținerea rugăciunii din partea credincioșilor? Este esențială și nu doar susținerea în rugăciune, sigur, este cea mai importantă, pentru că este... și un aspect care denotă simțul de apartenență la biserică, nu? În momentul în care simțim că facem parte din biserică, atunci e clar că suntem datori să ne rugăm pentru cei care au responsabilitatea de a conduce biserica. Și nu este ușor, sigur, și cât îi privește pe credincioși și cât îi privește pe preoți, este foarte ușor să cădem în subiectivism, nu? Și să interpretăm, nu știu, modul în care păstorește un anumit episcop, să-l considerăm din punctul nostru de vedere. Însă este o responsabilitate foarte mare aceea care este încredințată episcopului și tocmai de aceea este importantă susținerea în rugăciune. Și apoi este importantă și colaborarea, adică e important ca toți credincioșii, toți preoții, toți diaconii bisericii să aibă acea convingere care a existat încă de la începutul creștinismului și anume că eu nu pot să fiu creștin, nu pot să fiu un creștin catolic, nu pot să fac parte dintr-o biserică fără să fiu în comuniune cu episcopul. Adică chiar este important acest lucru pentru că la urma urmei acest aspect garantează unitatea și coeziunea unei biserici locale. Așadar, la ce să ne așteptăm de la ziua de joi, de la sărbătoarea de joi, pe cine așteptați și cum să participăm și noi, fie dacă vom fi aici fizic, fie dacă vom fi așa conectați, dar în comuniune de rugăciune? Sigur, va fi un moment de sărbătoare, va fi în special, cred, un moment în care toată dieceza și toți cei prezenți sunt rugați să îi mulțumească lui Dumnezeu pentru grija pe care o are față de poporul său. Pentru că numirea Monseniorului Petru Sescu ca episcop auxiliar de Iași trebuie să o vedem în primul rând ca un semn al grijii lui Hristos, bunul păstor, față de biserica noastră. Este sentimentul cu care trebuie să participăm la această celebrare. Un sentiment puternic de recunoștință înainte de toate față de Dumnezeu. Apoi, cât privește celebrarea în sine, cu siguranță va fi una extrem de emoționantă și au anunțat prezența mai mulți episcopi. Împreună cu episcopii noștri, cred că vor fi la altar 12 episcopi veniți din diferite dieceze sau eparhii din țara noastră. De asemenea, foarte mulți preoți, foarte mulți credincioși. Vom vedea, cât privește organizarea, nu este ușor. Probabil nu toți credincioșii vor reuși să intre în biserică, tocmai de aceea va fi montat și un ecran mare în afara catedralei, existând posibilitatea ca cei care nu reușesc să intre în biserică să poată urmări de aproape celebrarea. Așadar, să fie o celebrare plină de recunoștință, să pornim și cu acest gând al recunoștinței, cu acest gând de rugăciune pentru noul episcop auxiliar de Iași și apoi să rămânem în comuniune, așa cum spuneați, să nu uităm cât e de importantă susținerea, pe de o parte în rugăciune, cum aminteați, dar și în ceea ce privește hotărârile și modul de păstorire până la urmă pe care fiecare episcop le pune în practică și cu siguranță va fi o colaborare frumoasă împreună cu preasfințitul Iosif Pauleț, de care se va bucura întreaga dieceză romano-catolică de Iași. Mulțumim pentru aceste explicații, vă dorim mult succes așa în ceea ce privește organizarea, ținând cont de situația în care ne aflăm, dar Domnul dispune episcopiată și în astfel de situații și asta este cel mai important și o sărbătoare frumoasă joi. Vă mulțumesc frumos!
Mulțumim și noi, așadar joi va fi mare sărbătoare și vă invităm să luați parte, fie participând în mod fizic aici la Iași, fie prin intermediul RCS Media, RCS FM și diferitele posturi de televiziune și radio care vor prelua evenimentul. La ora 10 și 30 de minute va avea loc Sfânta Liturghie de Hirotonire Episcopală a Monseniorului Petrusescu. Îi mulțumim invitatului nostru, părintelui Vasile Petrișor, cancelar al Episcopiei de Iași, pentru toate informațiile pe care ni le-a adus. RCS FM, un radio pentru toate vârstele.